Bună ziua tuturor! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi arăta această umplutură care poate fi folosită pentru frunze, dar și pentru petale. Rămâneți alături de mine pentru tutorial. După cum vedeți, eu deja am făcut țesătura în orizontală, prinzând fiecare buclă al șnurului. Acum vom face primul punct de feston, prinzând 3 fire, firul spre exteriorul lucrului. Prindem un alt fir de deasupra, făcând al doilea punct de feston, deci în total avem 4 fire. Din nou, un fir de deasupra plus cele 4 vor fi 5, deci este al treilea punct de feston. Iar acum ultimul, vom avea în total 6 fire. Deci acesta este grupul nostru. Acum luăm 2 fire din grupul de desubt și prindem un fir de deasupra. Vedeți, avem 3 fire. Din nou, prindem 3 fire plus 1 deasupra, 4, făcând al doilea punct de feston. Acum 5 fire, făcând al treilea punct de feston. Iar acum ultimul, sunt 6 fire în total. Firul, v-am spus, tot timpul în exteriorul lucrului, pentru că acele nodulețe vin în mijlocul lucrului. Și din nou, urcăm cu un fir, prinzând 2 de desubt din grupul de desubt și un fir de deasupra. Iarăși, doar câte un fir, prinzând tot un fir în plus. Am spus, trebuie să avem grupuri de câte 6 fire și 4 puncte de feston. Acela, vedeți, acum este al patrulea. Am făcut al patrulea. Și mergem așa până la capătul frunzei noastre. Vedeți, eu acum am făcut al doilea punct de feston, al treilea, prinzând, vedeți, 4 fire și unul de deasupra. Iar acum ultimul. Avem 6 fire și tot așa. 2 din grupul de desubt și creștem tot timpul cu câte un fir. Acum avem 4 fire, al doilea punct de feston, acum al treilea, acum ultimul, formând grupul de 6 fire. De fapt, această umplutură este modelul, este format dintr-o combinație de 2 umpluturi. Este foarte frumos și vine foarte bine pentru petale, v-am spus, dar părerea mea mai bine pentru frunze, foarte late. Este deosebit. Și vedeți, eu acum mai am un pic și am ajuns la capăt. Al treilea punct de feston. Iar acum al patrulea. Deci eu sunt la ultimul grup. Am ajuns la capătul modelului. Și vom începe din partea opusă, prinzând tot 3 puncte, făcând un punct de feston cu firul înspre exterior. Acum avem 5 fire, iar acum 6. Deci am format deja grupul de 6 fire. Și v-am spus, dedesubt prindem 2 și urcăm cu un fir. Acum, uite, sunt la al treilea punct de feston și acum ultimul. Nodulețele, v-am spus, să vină tot timpul în interiorul modelului nostru, frunzei noastre, petalei.
și vom face așa până ajungem la capăt și cu partea opusă. Vedeți, aici am ultimul punct de feston. Continuăm până ajungem la finalul frunzei. Acum eu deja am început în mijloc pentru că era prea strâmt și nu se vedea bine. Am luat 4 fire trecând cu acul pe dedesubt și am făcut un punct de feston. Vor fi 4 în total. Acum este ultimul fir de punct de feston. Din nou am trecut cu acul, vedeți, sub 4 fire. Am făcut primul punct de feston, al doilea, al treilea și al patrulea. Acum firul trebuie să fie înspre interiorul modelului, despre spre mijloc. Aceasta este a doua umplutură. Vedeți, 4 fire, un punct de feston, al doilea, al treilea și al patrulea, firul în interior. Acum mergem cu partea opusă și facem exact același lucru care l-am făcut și în partea stângă. La fel, prindem 4 fire și vom face 4 puncte de feston. Cu firul, v-am spus tot timpul, acum înspre interiorul frunzei, interiorul modelului. Vedeți? Am luat 4 fire, firul înspre interior, primul punct de feston, al doilea, al treilea și al patrulea. Continuați așa până la capăt. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare, vă aștept cu comentarii și nu uitați să dați like. Vă mulțumesc!